Un proiect mai vechi, ce a fost întrerupt în 2010, se numea atunci Suta de euro pentru cărți. Fiecare cadru didactic primea echivalentul în lei a 100 de euro pentru a-și achiziționa cărți. Acest drept în perioada crizei a fost anulat, iar noi, acum în urma discuției cu reprezentanții din guvern și cu sindicatele, am găsit această nouă formulă, a afirmat ministrul Educației Remus Pricopie. Acesta a arătat că alocarea totală financiară pentru program este de 50 de milioane de euro, iar banii vor fi plătiți în câteva săptămâni către universități și inspectorate școlare care, la rândul lor, vor vira banii către cadrele didactice și personalul didactic auxiliar. Ministrul a precizat că, spre deosebire de programul în care profesorii erau obligați să justifice suma de 100 de euro cheltuită pentru cărți, de data aceasta cadrele didactice nu vor mai deconta cei 150 de euro. El a adăugat că în viitor, ministerul va încerca să folosească postru și pentru a crește alocațiile bugetare pentru bursa socială bani de liceu, pentru naveta elevilor și a cadrelor didactice, precum și pentru bursele studenților doctoranți și postdoctoranți.